Astăzi, județul Mehedin se află sub incidența avertizării meteorologice cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă până în această seară la ora 23, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50-70 de litri pe metru pătrat. Recomandăm populației să ia măsuri de curățare a șanțurilor și ligolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. Totodată, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce traversarea lor și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, aceștia trebuie să rămână în spații închise care să le asigură protecția și să evite deplasările. Dacă cetățenii se află în autovehicul, trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere, să rămână în interiorul acestuia și să poarte centura de siguranță. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, fiind pregătiți să intervină în sprijinul comunităților pentru înlăturarea posibilelor efecte generate de manifestarea fenomenelor meteorologice prognozate. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.